Bună seara, dragii mei prieteni, și bine ne-am reîntâlnit după o mică pauză, da? În care am fost și eu într-o vacanță, așa cum sunteți și voi, cei mai mulți dintre voi. Și e bine că e așa, dragii mei, să ne mai bucurăm încă de această vară, care, din punctul meu de vedere, a trecut cam repede. Nu știu cum vi s-a părut vouă, dar pentru mine a trecut repede și aproape, mai puțin, aproape că se încheie. Și vine toamna. Dragii mei, mă bucur să fim din nou împreună și nu știu dacă mi-ați simțit dorul, lipsa, dar eu da, să știți. Și ne-am întâlnit pe 30 iulie, era înainte de a pleca eu în vacanța mea la mare și atunci am vorbit despre un subiect frumos, frumos și în această seară am ales un subiect, să știți, cu mare grație, un subiect foarte sensibil așa și zic eu, tot mai bun de tâlcuit și vă îndemnam eu ca de fiecare dată să vă luați copilașii lângă voi pentru că este momentul când facem și puțină educație, să știți. Adică tâlcuirea astea înseamnă de fapt educație, dar ca să nu-i zicem așa, știți, și cumva să opunem rezistență, pentru că nu ne place că ne duce cu gândul la școală, da? Și la presiunea de a învăța. Nu, aici nu suntem la școală, nu este nicio presiune, ci este doar liberul arbitru, dorința noastră de a deveni mai buni. Și eu cred că voi, prietenii mei, chiar aveți această dorință. Dragii mei, sunt Camelia Tița, vreau să fiu prietena voastră, nu știu dacă voi mă vreți, eu vă vreau, vorba lui Lăpușneanu, și mai spun despre mine că sunt demolator de credințe limitative și căutător de comori. Adică, la mine aici în cabinet caut comori interioare. Sămânța măreției în oameni, pentru că eu sunt convinsă că toți dintre noi avem această sămânță a măreției în interiorul nostru, plantată de Dumnezeu și unii suntem conștienți de ea, mai facem și ceva cu ea, o îngrijim, da, ca să rodească în viața noastră, dar alții, din păcate, nu suntem prea conectați la această sămânță și atunci mai facem și noi săpături, după cum vedeți, mai tâlcuim, mai săpăm, mai facem lucruri ca să ne conectăm la această sămânță a măreției din noi, fiecare dintre noi, și să o scoatem la lumină, dragilor. Să o scoatem la lumină rodul ei, frumusețea ei, măreția ei, dragilor. Pe lângă acestea, știți că lucrez cu oamenii de 43 de ani, mai puțin, de la 1 septembrie se fac 44 de ani, să știți. Deci, la 1 septembrie 1980 a fost primul meu loc de muncă ca dascăl, era la un cămin, da, o grădință, program prelungit și mai e puțin și se fac 44 de ani. Evident că în acești 44 de ani, dragii mei, am evoluat și eu, nu numai în vârstă, nu numai cu firele albe din cap, nu știu cum le vedeți voi, nu sunt așa de multe, da, bine, sunt popsite, dar culoarea mai naturală e asta, așa, ceva mai șaten închis, aproape că mi s-a închis, mie mi s-a închis părul, să știți, cu anii, cu vârsta, ciudat, nu-i așa? Eu am fost blondă, dar ușor, ușor mi s-a închis părul la culoare. Și spuneam că nu numai cu anii, ci am evoluat și în viață din punct de vedere profesional, m-am mai înțelepțit și eu și din ceea ce sunt și am ajuns să fiu și să devin la un moment dat, spun eu despre mine că am început să curg către oameni, adică să predau, să transmit mai departe această înțelepciune pe care eu am reușit cu voia lui Dumnezeu să o acumulez până la această vârstă și până la această etapă de dezvoltare în viața mea. Dragii mei, astăzi vom vorbi despre darurile speciale pe care ne-am dorit cu toții să le primim. Credeți-mă că toți ne-am dorit să le primim și ar fi minunat să le dăruim și noi celor dragi și nu numai. Și să fim conștienți de măreția lor, apropo, și atunci când vorbim de daruri speciale, să ne dăm seama că toți avem aceste daruri speciale în noi și putem să le dăruim. Și ce minunat ar fi să învățăm să ni le oferim unii altora.
Ce frumoasă ar fi această lume dacă am învățat cum să ne folosim aceste daruri speciale. Și mie mi-e dor pe tine, Alina, și mi-e foarte drag că ești aici cu noi. Avem și niște întrebări grozave, dragii mei, și le mulțumesc din start ca de fiecare dată prietenilor noștri care își fac timp pentru noi și adaugă savoare cafeluței, caimacul cafeluței noastre, cum zic eu, pentru că fiecare dintre întrebările pe care ei le pun sunt menite să aducă plus de claritate, plus de înțelepciune, de ce nu? Și nu e de la mine, să știți că nu sunt eu așa de deșteaptă, ci pur și simplu este înțelepciunea lui Dumnezeu, da, care m-a binecuvântat și câteodată mai îmi trimite și mie așa și lucrează prin mine, cum lucrează de altfel, să știți, prin fiecare dintre voi. Da? Atunci când suntem conectați la sursa noastră, Dumnezeu lucrează prin fiecare dintre noi. Când ne deconectăm, da, și o facem apăsând pe întrerupător în viața noastră, adică pur și simplu ne supărăm pe Dumnezeu sau îl ignorăm, îi dăm cu dilit, atunci pierdem sursa inspirației, da? Că despre asta vorbim. Bun, dragilor, avem, pentru că suntem la o sesiune de Camellia Coffee, am să vă arăt câteva lucruri și eu cred că am întârziat un minut și știți de ce am întârziat și când am văzut că este și un minut am intrat așa în priză, pentru că, dragilor, nu mă puteam decide ce icoana Maicii Domnului să iau lângă mine și o să vedeți ce am făcut. Pentru că mâine noi prăznuim o sărbătoare, o zi atât de importantă pentru noi toți, pe mama noastră, da? Mama noastră tuturor, pe Maica Domnului, pe Fecioara Maria, pentru că atât de mulți dintre noi purtăm niște nume sfinte și prin acest nume onorăm, ca să zic așa, memoria acestei cum să zic, prezențe divine în viața noastră, care este alături de noi, mai ales alături de femei și nu numai, bineînțeles, pentru că cele mai multe suntem mame, pentru că naștem, cum s-a întâmplat, da, cum s-a întâmplat și în viața ei. Bine, nu, la fel, dar mă rog, înțelegeți ce vreau să spun, da, și pentru că la fel ca și ea, și-a dus pruncul în brațe și noi ne ducem pruncul în brațe, îl purtăm în pântecul nostru, 9 luni de zile îl purtăm în brațe, îl purtăm în brațe la nivel spiritual, toată viața, toată viața ne purtăm prunci în brațe, adică avem grijă de ei și suntem conectați ca părinți la copii, la duhul, la energia copiilor noștri, asemenea mamei noastre. Da, mamei noastre divine, Fecioarei Maria. Și pentru că nu mă puteam hotărâ ce icoană să iau lângă mine, am luat două până la urmă ca să dau drumul la transmisie mai repede, că am zis să nu credeți despre mine că sunt neserioasă și am venit din vacanță așa puțin leneșă. E parțial adevărat, să știți. Bun. Mai și glumim, mai și râdem, că așa e frumos, nu? Așa se învață, prin joc, prin glumă, așa face un profesor bun și eu aici sunt prietenă, nu vreau să fiu profesor, dar câteodată mai iau așa și câte o aură de profesor și sper să nu vă supărați, că nu mă dau eu rotundă și deșteaptă aici. Apropo, de asta am și făcut gândul cu tâlc astăzi, da? Nu fă pe deșteptul, pentru că niciodată, adică nici prin minte nu mi-ar trece să fac vreodată pe deșteapta, deși mi s-a mai spus că prea le știu pe toate. Nu le știu eu pe toate, să ne înțelegem. Dumnezeu le știe pe toate și mai mi-aruncă și mie firimituri, așa când am nevoie și mă rog, Doamne, scoate-mă din belea, înțelepțește-mă, luminează-mă, dă-mi răspunsul la cutare întrebare, învață-mă ce trebuie să spun, pune-mi în minte gândul, pune-mi în gură cuvintele și atunci să știți că Dumnezeu nu se lasă așteptat, întotdeauna vine și zice: ia de aici, Camellia, asta trebuie să spui, asta trebuie să faci și atunci eu așa fac, îl ascult, da? Pe tatăl, eu sunt un copil cu minte, vreau să fiu cu minte, ei, mai ca și eu pe bec, vă dați seama că suntem oameni. Bun, și haideți să vă arăt ce am făcut ca să termin povestea, să nu mă mai lungesc. Am luat două, ca să fie clar. În primul rând, știți că eu lângă mine am în permanență icoana Maicii Domnului cu aripi. Știți cât o iubesc și așa. Dar de data asta am zis să iau alta, că prea voți fi săturat de icoana aia.
Și inițial să vă zic, o luasem pe asta, care este o icoană deosebit de frumoasă, să știți, și prețioasă. Și să vă spun de ce. În primul rând că am primit-o ca și dar de la o măicuță foarte dragă mie. Este lucrată manual în atelierul unei mănăstiri, nu vreau să-i fac reclamă. Este în foiță de aur și este o icoană deosebit. Nu știu cum să vă spun, dar e foarte, foarte, foarte frumoasă, da? Este foarte frumoasă și o luasem pe aceasta. Dar, uitându-mă și făcându-mi eu rugăciunile înainte de sesiune, că am locul meu special unde mă rog pentru înțelepciune, mi-a sărit în ochi Maica Domnului Betlemița, icoana pe care eu mi-am cumpărat-o chiar de la Betleem, de la locul nașterii Mântuitorului, și vedeți că și scrie și are în semnul icoanelor, toate icoanele din Israel poartă această steluță care în interior are pământ, pământ din Țara Sfântă. Și sărindu-mi mie în ochi această icoană a Maicii Domnului din Betleem, zic, o iau pe asta. Dar după aia nu m-am îndurat să o dau și pe aia la o parte, da? Și așa m-am făcut cu două, de fapt, trei icoane ale Maicii Domnului lângă mine. Eu sper ca Maica Domnului, indiferent unde este, ea zugrăvită cu chipul. Ea ne vechează pe fiecare dintre noi și le învăț pe mame tot timpul să-și pună copiii în grija Maicii Domnului. Și dacă copilul pleacă în tabără, pleacă în oraș, pleacă într-un loc și tu ai îndoieli și ți-e frică să nu derapeze, să nu se întâmple ceva cu el, să nu... Dacă se întâmplă, sunt trăim niște vremuri foarte tulburi. Pune-l în grija Maicii Domnului și zi, Maica Domnului, te rog, ai tu grijă de copilul meu, cum eu nu pot să o facă, noi nu putem să fim lângă copiii noștri non-stop, da? Așa îi învăț și pe copiii mei, așa vă învăț și pe voi, ca și pe copiii mei, să zicem așa, da? Bun, și deci astea sunt iconițele pe care le am lângă mine și Maica Domnului cu noi aici, să știți, eu îi simt prezența. Am lumina, cănița noastră, evident, cănița noastră a cameliei Coffee de 3 ani. Mai am o floricică care mâine o să ajungă la biserică, la icoana Maicii Domnului, o Iasomie de Madagascar se numește, ia uitați-o, e superbă și vreau să vă spun un secret. Mi-o adusese mie soțul meu și eu am hotărât de cum am văzut-o că mâine o voi pune la icoana Maicii Domnului. Știți de ce am atât de mare prețuire și o iubesc atât de mult pe Maica Domnului? Dragii mei, Maica Domnului mi-a dăruit-o mie pe Aura. Și nu exagerez și știți că am împărtășit de multe ori cu voi minunea nașterii celui de-al treilea copil al meu. Este vorba despre Maria Aura, care a venit în niște împrejurări cu totul speciale, când eu eram căzută definitiv la pământ din cauza bolii și treceam printr-o perioadă extrem, extrem de grea, în care chiar nu mai vedeam nicio luminiță pe nicăieri. Atunci m-am pomenit, da, am avut un vis într-o noapte foarte real, foarte, deci am... Efectiv, Dumnezeu mi-a vorbit, mi-a spus că o să fiu însărcinată, mi-a spus foarte multe lucruri, să am credință că acest copil îmi va schimba viața, că mă voi face bine. Deci am avut un vis revelator din acela care cumva îți schimbă, da? un moment cuantic, cum zice Dwyer, îți schimbă mintea, traiectoria vieții, destinul. Așa s-a întâmplat cu mine. Și a trebuit să aleg între părerea medicilor, care spuneau că sub nicio formă să nu mă mai gândesc să mai fac copii, pentru că ar însemna o condamnare pentru mine. A trebuit să aleg între mine, cumva, și copilul care ar putea să vină pe lume sau nu. Da? A trebuit să aleg să curm acea viață, să întrerup sarcina sau să aleg să renunț la mine în favoarea copilului. Evident că am mers pe mâna lui Dumnezeu, cum vă învăț și pe voi să faceți, și nu numai că copilul a apărut pe lume, da? În condiții... A fost mai greu, e adevărat, că n-am mai putut să nasc, am trecut prin foarte multe încercări,
dar este bine și mă gândeam, dragilor, câte generații de oameni suprimăm noi cu o viață oprită, da? Cu o sarcină oprită, o pruncucidere, dacă așa se numește, când facem un chiuretaj noi femeile, gândiți-vă câte generații de oameni suprimăm, omorâm cu mâna noastră. Pentru că o face medicul, da? Cu chiureta. Ce e chiureta? Deci pur și simplu scoate copilul, îl ciopărțește și să nu vă imaginați că dacă are, nu știu, o lună, 4 săptămâni, 6 săptămâni, nu e copil, nu e format, ce știe, nu e nimic. E viață, e suflet, da? Și este, este o viață de om pe care noi o luăm atunci, că cu acordul nostru se întâmplă asta. Și aura mea a împlinit 30 de ani, are 2 copii la rândul ei, gândiți-vă că acești copii al ei or să aibă copii la rândul lor, gândiți-vă câte generații de oameni eu aș fi omorât, da? Ca eu să mă salvez pe mine. Și atunci am preferat să aleg voința lui Dumnezeu, tocmai pentru că îmi vorbise și îmi spusese foarte clar ce am de făcut, am ales între asta și părerea medicilor și am ales bine, să știți. Dacă sunt în fața voastră aici cu voi, înseamnă că am făcut alegerea bună. Bun, dragilor, noi ne-am văzut, spuneam, pe 30-a 7-a, acum 2 săptămâni, înainte de a pleca la mare și am vorbit noi atunci despre ce ar fi bine să ne dorim, o viață ușoară sau putere să depășim dificultățile. Eu nu știu ce ați mai făcut voi între timp și sper că v-a fost bine, așa vreau să cred, că v-a fost bine în această perioadă. Eu am fost la Eforie Nord, unde am făcut o cură terapeutică cu neemol sapropelic și știți că asta fac an de an pentru că am nevoie pentru sănătatea mea. Și în această perioadă merg, numai că, dragilor, am avut o mare surpriză anul acesta. Au fost surprize de toate felurile și că surpriza e ceva neașteptat. Deci am asistat la un fenomen extrem pentru această perioadă, începutul lui august era, da, în care ne-am confruntat cu o ceață acolo atât de densă, parcă era noiembrie, toamnă. Deci nu mi-am imaginat că poate să existe în luna august, da, acest fenomen, această ceață. Deci pur și simplu nu vedeai așa la 2 metri. Credeți-mă că nu exagerez. Ei, acest fenomen m-a dus cu gândul în ziua aceea la următorul fenomen care se întâmplă în viața noastră. De câte ori nu sunt lucrurile sub nasul nostru, le știm că sunt acolo, nu numai că le intuim, le știm clar că sunt acolo și totuși nu le putem vedea. Da? Nu le acceptăm, dragilor, nu le acceptăm. Noi nu puteam accepta că în august poate să fie un asemenea fenomen, da? Extrem. Așa e și în viață. Sunt momente în viața noastră, situații, experiențe când nu putem să acceptăm. Și atunci, fie că le negăm, fie că le evităm, fie că alegem să ne uităm în altă direcție, da? Sunt mecanisme de apărare. Apropo de întrebarea lui Alex din această seară despre mecanismele de apărare. Da, dragilor, așa reflectam eu și tâlcuiam în mintea mea de pe balconul camerei noastre când am văzut ceața aia, deci nu îmi venea să cred. Știți că știam că e lacul Bellona în față, da? La câțiva metri, era acolo sub nasul nostru, marea, un pic mai încolo, niște blocuri pe malul mării, acolo niște pensiuni, hoteluri, ce sunt, dragilor, nimic nu se vedea, da? Știam eu în mintea mea ce ar trebui să fie, dar nu se vedea. Așa este în viață. Noi avem în mintea noastră ceva să fie cumva, da? Dar nu vedem, nu vrem să vedem.
Deci am avut surprize de toate felurile la mare, dar voi știți că eu am învățat cu ani așa și cu grația lui Dumnezeu să transform toate experiențele acestea ciudățele, să le transform în lecții de învățare și de ce nu să vin cu ele în fața voastră. Și poate din ce învăț eu și din ce... Poate vă mai ridic și vouă o semne de întrebare să tâlcuim împreună, să înțelegem câte ceva mai mult din această viață fiecare dintre noi și poate să ne găsim sensul mult mai ușor, pentru că ce este o viață fără sens? Și să știți că în căutarea sensului vieții suntem cei mai mulți dintre noi, unii dintre noi chiar toată viața. Sunt oameni norocoși, am zice noi, nu sunt norocoși, dragilor, dar sunt intenționați în direcția asta, lucrează cu sine, se dezvoltă pe sine și își găsesc sensul vieții și îl găsesc și atunci viața are o altă culoare și un alt parfum. Când îți găsești sensul vieții și îți afli misiunea, dar rostul tău pe pământ, pentru că până la urmă despre asta vorbim. Fiecare dintre noi venim cu o misiune sub soare. Da? Mi-a plăcut cândva, am auzit vorba asta, fiecare copil când vine pe lume, vine cu pâinea sub soară. Era pe vremea când eu îmi făceam griji cu ce o să cresc al treilea copil, că suntem săraci, că eu sunt bolnavă, că nu am paia, că nu am pailaltă, că vai de capul nostru și mă văitam într-una și mă victimizam și eram distrusă sufletește și fizic și din toate punctele de vedere moral și cineva mi-a spus asta. Nu uita, fiecare copil vine pe lume cu pâinea sub soară. Așa îl trimite Dumnezeu. Doamne, câtă dreptate a avut. Și nu numai că a venit cu bunăstare în familia noastră, cu abundență, cu prosperitate și totul s-a schimbat în familia noastră. Deci nu numai asta, da? Deci efectiv și relațiile, și condiția și totul a luat o turnură cu totul și cu totul neașteptată. Asta pentru că am avut încredere și credință să merg pe mâna lui Dumnezeu. Îi mulțumesc măicuței Domnului și aici cu voi, așa, pentru că tot am aici, v-am spus, trei iconițe lângă mine și îi mulțumesc pentru darul pe care mi l-a făcut și dragile mele femei, acum adresez lor, să știți că suntem norocoase și binecuvântate, da? Pentru că Dumnezeu ne-a investit, ne-a împuternicit cu acest dar al nașterii de prunci. Noi ducem lumea mai departe și nu o spun nici în, cu sensul de a ne mândri, de a crește orgoliu și mușchii pe noi, ci cu sensul de a ne smeri, de a ne înțelepți, de a ne înțelege misiunea, de a ne înțelege și a conștientiza mai mult darul nostru cel mai de preț pe care îl avem în această lume. Și totodată vine la pachet cu o mare, uriașă, copleșitoare responsabilitate. Cu cât suntem mai conștiente, ar trebui să ne simțim mai responsabile. Și din această perspectivă, eu am lansat, în concediu fiind la mare, apropo, în ziua aceea când vă spuneam că era urât și așa, vremea, am lansat următorul meu curs care începe pe 14 septembrie, Educație cu mintea și sufletul, care este vorba, în care va fi vorba despre educație, nu numai cu iubire. Dragilor, nu ne ajută. Credeți-mă că iubirea singură, fără înțelepciune, nu reușește să educe, să construiască caractere puternice, copii frumoși, fericiți, curajoși, liberi, până când noi nu învățăm ca părinți să fim așa. Și atunci am avut așa o inspirație, tot de la Dumnezeu m-am rugat, Doamne, hai să vedem cum aș putea să-i ajut mai mult pe părinți să educe cu dragoste, că deja o fac, dar și cu înțelepciune. Și vă spun că, cred că un sfert de oră a durat toată curicula cursului, ca să o înșir acolo, pentru că eu zic că acest curs, și voi știți că eu nu repet cursurile, și chiar dacă cumva se mai aseamănă pe aici, pe acolo,
e cu totul și cu totul altceva. Va fi de o valoare, vă asigur, inestimabilă, pentru că am o experiență foarte, foarte bogată. Nu știu, nu-mi place, știți, să fac afirmații legate de alți oameni, dar din atâția experți cât s-au trezit în parenting, nu știu câți dintre ei au o experiență de 44 de ani în lucru cu copiii și cu părinții și ca părinți, cum sunt eu cu 3 copii și nepoți și așa, nu știu câți dintre ei, în orice caz foarte puțini, nu că mă încred eu că aș fi unicată, am zis-o între ghilimele, da? Așa, dar este, voi știți că este și adevărat aici, da? Bun, deci am lansat acest curs la care vă invit cu toată dragostea începând cu 14 septembrie. Aveți toate detaliile pe pagina de Facebook, pe pagina Academiei, este peste tot acest curs. Dacă vreți să știți detalii și nu l-ați găsit, dați-mi un mesaj în privat și vă trimit linkul cu toate datele și cu linkul înscrierii, dacă aveți nevoie. Și apropo, până pe 25 august avem niște bonusuri acolo, da, o reducere de 10%, avem și o sesiune de consiliere 1-1, da, individuală, avem și cartea mea, vă trimit ultima mea carte de povești pentru copii de succes și credeți-mă că echilibrier la câtă valoare va fi acolo și veți primi, este echilibrier prețul, da, comparativ cu ce este pe piață. Să știți că chiar dacă am fost în concediu, treaba mea a mers. Adică eu m-am întâlnit cu doamnele în Clubul Femeilor Puternice, am continuat, am avut și o meditație acolo pentru sănătate și prosperitate și un atelier de lucru pe traumă și blocaje, de acolo de la mare. În weekend ne-am întâlnit cu toată familia la Govora și am fost la Mănăstirea Hurezi, de unde v-am pus și vouă un filmuleț acolo. Și de ce am fost acolo? Să mulțumesc, ca de fiecare dată. Voi știți, când sunt plecată într-o călătorie undeva, închei un proiect, eu merg acolo în casa Domnului și mulțumesc pentru reușita proiectului, pentru tot ce s-a întâmplat în viața mea. Așa am făcut și acolo la Hurezi. Și tot în acest weekend am vizitat-o din nou pe doamna Maria Mischiu, este și ziua dânsei, la mulți ani, doamna Maria, de pe acum, pentru mâine. Doamna care, peste care am dat eu întâmplător, ați văzut, cu atelierul de ceramică de la Horezu, Olari Horezu, și îi făcusem eu comandă acolo la atelier de niște vase, mai multe, o întreagă veselă, așa ca să zic. Cred că noi am zice că sunt 2 garnituri de veselă, de farfurii, pentru că urmează să avem un eveniment la Govora și știți cât iubesc ceramica, lucrurile naturale, arta meșteșugărească populară și știți că îmi place să mănânc din străchini, să beau din când de lut, cu lingură de lemn nu mănânc, dar le folosesc la gătit și la orice altceva, da? Și atunci doamna Maria mi-a pregătit multe, multe vase, străchini, farfurii întinse, ciorba lâce, să știți că așa le zic ei, da? Vasul supiere, a doi le zice supiere, ei, acolo se zice ciorba lâce. M-a amuzat acest nume, nu m-am uitat în dex să vedem dacă este corect sau nu, l-am preluat și eu de acolo. Mi-am luat vasele de care m-am bucurat, o să vă pun și vouă poze, da? Și o să le vedeți și voi săptămâna viitoare. Nu, săptămâna asta, sâmbătă este evenimentul. Bun, dragilor, gândurile cu tâlcă au ajuns la 486, nu s-au oprit deloc și în această seară, acum, sunt recunoscătoare pentru această cură terapeutică de 10 zile pe care am făcut-o la Eforie Nord cu nămol sapropelic și pentru toate beneficiile pe care eu le-am avut pe termen scurt și le am în continuare pe termen mediu și lung în sănătatea mea.
Și la reflecție, dragilor, o să vorbim despre darurile speciale. Și pentru că v-am spus că v-am pregătit o poveste și aș vrea, mi-ar plăcea să fiți cu copiii lângă voi. Eu am vorbit cam mult, așa e, vedeți că sunt nevorbită. Vedeți că mi-a fost dor de voi, da? Se simte chestia asta, de asta am vorbit așa de mult la introducere. Ei, o să intru acum în cuprins, ca să zicem așa. Bun, deci povestea noastră se numește Mai multe feluri de bogăție. Și este dintr-o carte pe care eu am primit-o cadou, tot un dar special, da? Este și material, e adevărat că e carte cu coperți, da? E fizic, în format fizic, dar este și un dar spiritual pentru că semnifică, cum să zic, mulțumirea unei persoane, unui client de aici din cabinet, care încă frecventează cabinetul, și mulțumirea, recunoștința pentru tot ajutorul pe care l-a primit și îl primește aici. Și am și o dedicație la începutul cărții aici și este o carte pe care, ale cărei învățături vreau să le împărtășim aici cu toți împreună, să tâlcuim împreună. Se spune că în urmă, cu peste 100 de ani, poetul austriac Rainer Maria Rilke a ajuns pentru prima dată la Paris. Acolo a cunoscut o tânără împreună cu care obișnuia să se plimbe prin centrul orașului. Le plăcea îndeosebi Place des Vosges, nu știu dacă am zis bine, cred că este în franțuzește, i-am zis pe englezește, n-are importanță, unde locuise timp de 16 ani Victor Hugo, unul dintre cei mai mari scriitori francezi. Trecând prin fața clădirii cu numărul 6, fosta reședință a celebrului autor Rilke se delecta imaginându-și cum fusese viața acestuia. Tânăra, în schimb, părea mai interesată de o cerșetoare care stătea mereu în același loc, zi după zi, cu mâna întinsă. Nu se uita la trecători și nu cerea pomană. Nu se arăta nici recunoscătoare atunci când primea ceva, adică nu mulțumea. Adesea tânăra punea în palma femeii câte un bănuț, însă Rilke nu-i dădea niciodată de pomană. Odată, fata l-a întrebat de ce nu-i dă nimic, iar poetul i-a răspuns: inima ei are nevoie de atenție, nu mâna. Câteva zile mai târziu, Rilke a pus un trandafir în mâna îmbătrânită a cerșetoarei. Atunci s-a petrecut ceva neașteptat. Femeia a ridicat privirea și, după ce a sărutat emoționată mâna poetului, s-a îndepărtat cu pași veseli și ușori, ca de balerină, strângând tare la piept trandafirul. Locul ei obișnuit a rămas gol timp de o săptămână, după care femeia s-a întors. Totuși, din ce a trăit zilele astea dacă n-a venit în piață? A întrebat tânăra. Și Rilke i-a răspuns: din trandafir. Minunată poveste! Ce-a vrut el să spună cu asta? Bineînțeles că nu a vrut să spună că femeia într-o săptămână a mâncat din trandafir fizic, la propriu vorbind, da? Din aros, ca să zicem așa, și și-a stâmpărat foamea cu floarea fizică a trandafirului. Dragilor, vrea să spună că s-a hrănit emoțional. Și să știți că noi putem să ne hrănim la nivel spiritual cu bunătate, cu generozitate, cu iubire, cu credință. Și foamea aceea emoțională despre care vorbim noi, că mâncăm și nu ne săturăm și am mâncat într-una și parcă tot avem senzația de gol pe dinăuntru, da? Și tot ne-e foame și nu ne putem astâmpăra foamea, este de fapt o foame de iubire, să știți. Este o nevoie spirituală pe care o avem cu toții. De ce? Pentru că suntem ființe spirituale în corp fizic. Nu avem numai nevoi fizice, nevoi de hrană, de exemplu, de lichide, să ne hidratăm, dar avem mai mult nevoi spirituale, să știți. Un om care are de toate din punct de vedere material, dar la nivel spiritual
el nu își împlinește aceste nevoi, el este în suferință. Și Antonio Machado zice așa, toți proștii confundă valoarea cu prețul. Și ce vrea el să spună? Vedeți, o carte poate să-ți schimbe viața și să coste foarte puțin. Eu nu știu cât a dat băiatul, clientul meu pe această carte, nu știu cât a costat, dar știu că înțelepciunea poveștilor din această carte este de neprețuit. Este foarte, foarte mare și de aceea eu vin în fața voastră să tâlcuim împreună din această cărticică. Câte cărți nu ne inspiră, fie și numai cu o frază, un cuvânt și ne rămân în minte și în inimă. Și, dragii mei, poate nu știați ceva. Să știți că povestea pe care ați auzit-o pentru prima dată în viața voastră, la grădiniță sau de la bunica, din oricare parte, să știți că v-a marcat destinul. Fără să vreți la nivel inconștient, v-ați pus pe direcția personajului principal din povestea favorită. Dacă ți-a plăcut cenușoreasa și de ea ca personaj și povestea, basmul, cumva te-ai pus pe direcția să fii și tu în viața ta o cenușoreasă. Da? Și ia gândește-te la povestea vieții tale și la destinul cenușoresei și vezi prin ce te asemeni acolo. Și fiecare dintre noi, chiar și băieți, dacă v-ați dorit să fiți ca făt frumos din, nu știu, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, de exemplu, da? Ca prâslea cel voi mic, da? Mă rog, aveți un personaj principal care v-a plăcut foarte mult, credeți-mă că v-ați programat creierul să intrați pe acea traiectorie la nivel energetic prin care destinul vostru, viața voastră, cumva să semene, prin analogie în diferite puncte pe aici, pe acolo, mai importante sau nu, cu viața acelui personaj de care voi v-ați îndrăgostit în copilărie. Trandafirul oferit de Rilke ce a însemnat? A însemnat respect, considerație, iubire și afecțiune, dar care a valorat mai mult decât orice bănuț i-ar fi oferit. Pentru că a fost special, deosebit și inedit. Vedeți, poate și noi întâlnim și sunt convinsă și eu întâlnesc oameni amărâți care stau cu minți acolo într-un colțișor undeva sau la ușa unei covrigării, dar lângă un ghișeu unde se vând plăcinte sau nu știu, mă rog, și nu cere, nu cerșește. Poate nici nu mulțumește dacă îi dai ceva, da? Dar e acolo și cumva ți-aduce aminte, ar fi bine să gândim așa, uite că există și asemenea oameni și prin comparație să ne vedem că suntem fericiți. Dacă avem bani să le cumpărăm, da, de acolo un covrig sau nu știu, o plăcintă sau putem să ne satisfacem acest capriciu, poftă, dorință, nevoie, de ce nu? Dar alții nu au această oportunitate și această posibilitate să o facă. Și atunci ar fi bine să fim mai recunoscători și din recunoștința noastră să împărtășim și altora întorcând, da? Pentru că îi întoarcem lui Dumnezeu prin fiecare dintre acești oameni mai mici, cum spune Dumnezeu, tot ce le faceți acestora mai mici decât mine, mie îmi faceți. Că miluiești un om care nu are, că vizitezi pe cineva la pușcărie, că la spital un bătrân, nu știu, nu moare pe nimeni și îi duci un castron cu ciorbă, o masă caldă sau că miluiești, nu știu, un copil care este desculț și sigur că tuturor acestora tot ce le facem, tot ce le oferim, de fapt lui Dumnezeu îi oferim. Există daruri foarte valoroase, dragii mei, care nu se măsoară în prețul lor, ci în ceea ce semnifică ei.
în valoarea lor spirituală și emoțională, daruri care ne ating inima și fac mai mult decât orice valoare materială. Sunt lucruri pe care nu le putem cumpăra cu bani, care ne umplu ființa, sufletul de bucurie, umplu golul din sufletul nostru pe care nu-l poate umple nici mâncarea și nici nimic altceva material. Darurile pe care le putem oferi celorlalți, un zâmbet, o îmbrățișare neașteptată, o floare, o carte, o cafea, un ceai care poate prilejui un moment, da, de conectare, de a fi împreună, o conversație, deci toate acestea ne inspiră și ne ajută, ne susțin. Sunt daruri pe care ni le putem oferi necondiționat unii altora și deși pot părea unele gesturi mici, sunt cu o valoare uriașă și ele dau mai mult sens vieții noastre, ne colorează și ne parfumează viața. Aceste daruri spirituale. Bun, dragii mei, acum o să trec la întrebări și avem aici câteva întrebări, o avem pe Elena noastră, nu știu dacă e aici abonata noastră la Camelia Coffee, care zice așa. Deseori uităm unele daruri sau cadouri pe care le primim, însă nu uităm gesturile, vorbele frumoase, iubirea și timpul pe care ni-l oferă cei dragi. Ce lipsește acum omului pentru a aprecia darurile cu adevărat speciale? Și mai zice, am post scriptum, desigur, dor de cafeaua Cameliei. Pe ea chiar o cred că i-a fost dor. Pentru că de 3 ani de zile de când tot ne întâlnim aici și tâlcuim, și nu numai aici, da, virtual, la cafeluța asta virtuală, ci ne-am mai întâlnit între timp și fizic. Și a fost, credeți-mă, mai frumos decât așa, virtual. Deci ce lipsește omului de astăzi? Dragii mei, omul de astăzi, noi toți, da, suntem furați de mirajul consumatorismului material, care din punctul meu de vedere este o poleială, ne ia ochii. Uitați-vă când intrăm într-un supermarket, hipermarket, cum vreți să-i ziceți, și avem atât de multe. Deci nici nu știi, da, pe unde s-o iei, pentru că efectiv îți ia ochii, sunt sute și sute de produse, care de fapt la bază înseamnă același lucru, sunt ca și categorii, mă refer, da? 15 feluri de făină, 50 de feluri de ciocolată, nu știu, multe, 10, da? 10 de diferite sortimente de produse. Deci atâta abundență materială nu a existat niciodată. Ce se întâmplă? Cu cât varietatea, diversitatea aceasta este mai bogată în toate industriile, că vorbim de mâncare, de haine, electrocasnice, aparatură, da, IT, gadgeturi, pentru tot ce am vorbit, cu cât abundența aceasta materială este mai mare, cu atât, dragilor, pericolul să fim mai săraci în suflet este și el mai mare. De ce? Pentru că ce este prea mult strică? Prea mult material ne sărăcește spiritual. Pentru că suntem păcăliți, să știți, de acest miraj. Suntem captivați, tentați mereu de nou și altceva, curioși, dornici să încercăm. Dar să avem mai mult, să încercăm diferite gusturi, diferite lucruri noi care apar și suntem într-o continuă competiție și alergătură după bunuri materiale de orice fel. Ori acest lucru este o mare risipă de energie și o mare risipă la nivel material. Și aș vrea să fiți sinceri cu voi. Cât aruncați din cât cumpărați?
Și eu vă spun că așa făceam și noi, da? Și mă uit și la copiii mei, că chiar discută și chiar ascultam. Acum câteva zile am fost la o terasă și la masa alăturată exact subiectul ăsta se discuta. Da? Cum cumpără foarte mult și se trezește că aruncă cel puțin jumătate. Așa facem cu toții. De ce? Pentru că nu avem acea educație, disciplină să ne ducem cu listuța fix, să ne oprim la ce ne trebuie, să ne luăm ce ne trebuie și marketingul este atât de agresiv, ne ia mințile, atâta publicitate și atâta promoție ademenitoare sunt, încât nu putem să rezistăm. Și deși nu ne trebuie, ne pomenim că punem în coș și pe aia și pe ailaltă, că tot e la promoție, că o să-mi trebuiască cândva. Da? Haideți că facem asta. Hai să fim sinceri cu noi, da? Toate lucrurile acestea, ce înseamnă? Risipă materială, risipă de energie, risipă la nivel spiritual. Banii sunt o valoare în mijloc. Hârtia, că e de 1 leu, că e de 10 lei, că e de 200 de lei sau de 500 de lei, este doar o hârtie, un plastic, da? Dar, dragilor, acolo în acel plastic este o cantitate de energie care acoperă valoarea respectivă, da? Pentru că dacă valoarea hârtiei nu se regăsește în valoarea energiei consumate, da? De exemplu, pentru 200 de lei eu trebuie să muncesc ceva anume, da? Ofer o consiliere într-o oră aici la cabinet. Atâta costă, 180 de lei, 200, da? Ei, vedeți, dacă mie banii ăștia îmi vin de undeva așa sau îi fur, ei nu au o acoperire spirituală din mine, ei nu acoperă o cantitate de muncă personală, da, prin care eu să mă dăruiesc, banii ăia, uite așa, se duc pe apa sâmbetei, ați înțeles? Dar pentru că acoperă munca mea, energia, ceea ce am devenit eu, învățătura pe care eu am acumulat-o în mine, experiența de viață, înțelepciunea și tot ce sunt eu, deci asta este în prețul ăsta, că să știți, pe lângă acea oră pe care eu mi-o dedic din viață, și viața mea e scurtă, să știți, adică deja am o vârstă și nu știu cât o să mai fiu productivă, ca să zicem, dar cât o să mai pot să fiu în cabinet, să ajut oamenii direct și așa. Da? Și atunci este normal ca acest preț, și eu vă spun că e mic față de valoarea pe care o primesc clienții mei aici în cabinet, da? 200 de lei, chiar e mică valoarea față de beneficiile, efectele pe care le resimt după aceea în viața lor și schimbările care se produc. Bun, dar să zicem, dacă nu acoperă, atunci se întâmplă inflație. Știi ce este inflația, da? Dacă se fabrică bani și se aruncă pe piață și nu există acoperire în productivitate, în economie, în, da, să meargă industria, economia, agricultura, atunci se produce un deficit și se numește inflație. Inflație care duce la ce? La criză economică. Asta se întâmplă și în viață. Și în viața noastră personală putem să intrăm în crize existențiale, economice, de care vreți voi, să falimentăm, faliment personal, poate ați auzit, în momentul în care noi nu ne mai descurcăm. Da? Deci, acest consumatorism, această extravaganță, bogăție materială, exces, da? Nu a fost niciodată la cotele alarmante la care este acum, în detrimentul, atenție, în detrimentul spiritului nostru. Cu cât un om trăiește mai în lux, mai în abundență, mai bine, am zice noi, da? Trăiește mai bine din punct de vedere material, cu atâta el devine mai leneș spiritual, mai comod. Cu atât se roagă mai puțin, nu merge la biserică, că și-a creat confort. Chiar înainte am avut un client care îmi spunea: Doamna, păi duminica de-abia aștept să dor și eu mai mult. Ei, și-l cred săracul că el lucrează noaptea la nunți ca și ospătar pe lângă alte joburi pe care le are. Da? Păsta chiar îl cred.
Că dacă vine dimineața după nuntă la ora 5-6, da, și se culcă și el puțin, numai de biserică nu i-o mai arde, da? Păi asta-l cred. Dar nu-i cred pe alții care lenevesc și pierd timpul și așa, și pentru spiritul lor nu fac nimic, pentru sufletul lor nu fac nimic. Ce facem din acest exces material? Cumpărăm grămezi de jucării copiilor. De exemplu, am luat un exemplu, dar nu le oferim timp cu noi. Și suplinim darurile spirituale cu cele materiale. Sunt părinți plecați în străinătate, zic ei, să le ofere copiilor un trai mai bun. A, știți ce e asta? Să-și liniștească ei conștiința. S-au învățat pe acolo, la un alt nivel de viață, le e bine, vă spun eu. Și și-au lăsat copiii în grija că sora mai mare, că bunicii, că nu știu cine, le trimit bani, da? Preferă să le trimită bani și ei să stea liniștiți acolo. Muncesc, e adevărat, dar faci oricum, că asta e menirea noastră, oamenilor, trebuie să muncim, da? Fiecare dintre noi trebuie să ne facem utili. Și punct! Nu facem un favor nimănui să ne înțelegem că muncim. Este sensul vieții. Omul trebuie să muncească. Prin muncă, că am făcut noi odată la Camelia Coffee ce înseamnă asta, da? Omul se dezvoltă, își dezvoltă abilitățile, se dezvoltă pe sine, contribuie la mai binele lumii acesteia, se face util, își ocupă timpul mintea, da? Îi e bine, un om care se face util e sănătos, psihic, mental, așa, se face și el util și contribuie. Da, dar altul care stă degeaba, și să știți că oamenii care stau degeaba au mintea atât de odihnită încât o ia razna și fac depresie, anxietate, ajung la psihiatrie cu tratamente de care nu se mai pot lăsa și uite așa, își distrug viețile. Deci avem nevoie să muncim, să ne facem utili. Deci, cu cât risipim mai mult, să țineți minte, sărăcim în suflet. Din această cauză uităm să ne mai acordăm timp, atenție, mici bucurii, uităm să ne conectăm, să ne ajutăm, să ne respectăm, să ne iertăm și să ne iubim. Acestea sunt darurile cele mai de preț pe care le putem oferi și de care avem cu toții nevoie, mici și mari. Deci asta ne lipsește, Elena, da? Omului de astăzi. Îi lipsește conexiunea la ființa lui spirituală. Se pierde în hățișul bogăției materiale. Este într-o goană continuă de acumulare. De acumulare, de îmbogățire, de a avea mai mult altceva și tot așa. A doua întrebare este de la Octavian și zice așa el. Cel care a primit de la Dumnezeu darul cuvântului și al învățăturii spre a fi de folos semenilor săi, dar nu se folosește de el, pierde darul. Și din potrivă, cel ce se sârguiește să fie de folos semenilor cu darul acesta, capătă și mai mult dar, după cum celălalt pierde și ce a primit. Este un citat din Sfântul Ioan Gură de Aur și știți de ce se numea Sfântul Ioan Gură de Aur? Pentru că avea acest dar. Da? Avea darul cuvântului, al învățăturii, al cuvântului și el propovăduia învățătura și cuvântul lui Hristos îl ducea în lume. Și atunci a fost numit Sfântul Ioan Gură de Aur. Și mai zice Octavian în continuare, bogat nu este cel care adună mult, ci acela care dăruiește mult din Sfântul Vasile cel Mare. Vă întreb, darurile speciale sunt daruri spirituale? Da. Da, foarte bine ai intuit. Ai atins esența. Darurile spirituale, cuvântul sub diferite forme, da? Pentru că ce este cuvântul? Dumnezeu în manifestare spirituală. La toate nivelurile, adică mental, prin gândurile, da, pe care le generează mintea noastră, gânduri, intenție, iertare, rugăciune, da, toate astea sunt în mintea noastră. La nivel sufletesc, ce? Prin ce este cuvântul? Prin simțire, prin emoție, compasiune, iubire. Și la nivel de acțiune, adică prin ceea ce facem, prin fapta bună, în folosul aproapelui. Toate acestea, în minte, în suflet și în faptă, încep de la cuvânt.
Mai întâi a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu. Darul cuvântului dăruit de Dumnezeu se oferă omului care vrea să fie de ajutor, vrea să se facă instrument în mâna lui Dumnezeu și îl roagă pe Dumnezeu în acest sens. Atunci Dumnezeu îi ascultă ruga, îi testează, să știți că îi testează puterea caracterului pentru a se convinge că va folosi acest dar într-un mod adecvat și va aduce mai departe cuvântul lui și apoi îl oferă. Ca orice talent, har, dar, dacă nu este folosit, el se pierde și mare pedeapsă își atrage cel care ne socotește vrerea lui Dumnezeu. Orice dar ni se dă de la Dumnezeu este doar spre împlinirea unei misiuni prin care să ne aducem aportul, contribuția în lume, de a face ceva cu acesta. Dacă lași, da, acest dar lași să se piardă, să-l încezească, de lene să muncești, nu știu, ție lene, e comoditatea, dar eu nu pot, dar eu nu știu, dar nu am încredere în mine că pot și dal de dasea scuze și de tot felul și pretexte, că așa ne căutăm noi, ce se va întâmpla? Vom păți ca sluga din pilda talanților izgonită din împărăția sa. Da? Știți sluga care a încercat să-l înșele pe Dumnezeu din pildă. Cuvântul dăruit este cel mai frumos dar pe care îl putem oferi cuiva. Este un ajutor de mult preț. Cum? Un cuvânt înțelept, un cuvânt de încurajare, un cuvânt de felicitare, de apreciere, de iubire, de iertare. Ce înseamnă toate acestea? Atenție sub diferite forme. Atenție, da? Cum a fost și trandafirul oferit de Rilke cerșetoare. Atenția lui în acel trandafir, da? Acum, de la Alex Chițu am 4 întrebări și zice el așa, începe cu un citat din Khalil Gibran. Puterea de a iubi este cel mai mare dar al lui Dumnezeu pentru om, pentru că nu va fi luată niciodată de la cel binecuvântat care iubește. Este adevărat, întreabă el, foarte adevărat. Deci iubirea este sentimentul cel mai înalt, să știți, ca frecvență energetică, vindecătoare și transformatoare. Cel care iubește sincer, dezinteresat, fără așteptări, da? Se înalță pe sine în fața lui Dumnezeu, crește în spirit și conștiință, se face mare, da? Este un om mare. Acesta este un om mare. Nu cel care are bani mulți, nu cel care are ani mulți și părul alb, nu cel care este de 2 metri. Omul mare este omul cu suflet mare. Cum ne ajută empatia în viața de zi cu zi? În primul rând, ce este empatia? Deci empatia, să știți că este o formă de manifestare a iubirii înțelepte. Să vrei să-l înțelegi pe celălalt, perspectiva lui, punctul lui de vedere, să vrei să simți și să vezi lucrurile ca el, îți depășește egoismul. Este o formă de înțelepciune. Cel care empatizează sănătos este un om înțelept evoluat. Nu cel care se atașează. Deci, empatia nu înseamnă atașament. Atașamentul este o legătură emoțională dăunătoare, nesănătoasă. Atașamentul strică, da? Mai mult strică decât să ajute. Deci empatia ne ajută. Da? Cum ne ajută? Ne dă putere, ne dă încredere, ne lărcește perspectiva, conștiința. Da? Pur și simplu, omul empatizând în mod sănătos, își dezvoltă acele calități umane de care uneori uităm că suntem oameni, da? Bunătate, generozitate, d-astea, da? Bun, mai întreabă el, mila umilește? Dragii mei, să vă spun cum e cu mila. Fără să ne dăm seama, când ne este milă de cineva, îl vedem ca și neputincios. Și în felul acesta ne poziționăm, atenție, la nivel de subconștient,
poate chiar nu ne dăm seama, ne poziționăm deasupra lui. Cel de care ne este milă se poate simți lezat în orgoliul lui și să nu-și dorească mila noastră, da? Care nu-l ajută cu nimic. Mila nu ajută pe nimeni, să știți. Mila îi ia puterea. De ce? Pentru că el are nevoie de încurajare care să-l împuternicească și nu de milă. De compasiune, da, dar nu de milă. Sunt două lucruri diferite, compasiunea și mila. Deci mila, prin milă ne poziționăm deasupra, în compasiune suntem egali. Și ultima întrebare, ce sunt mecanismele de apărare, cum le putem identifica și cât de mult ne ajută? Mecanismele de apărare sunt idei, convingeri, gânduri aflate în mintea subconștientă. Unele sunt create din experiențele pe care le-am trăit, altele sunt preluate de la ceilalți și ne folosim de ele în anumite situații când ne simțim amenințați, când ne simțim în pericol, da? Aceste mecanisme de apărare ne pot fi de folos în anumite situații când chiar ne amenință un pericol real, dar de cele mai multe ori le folosim când ne simțim atacați, da, în mintea noastră, prin interpretare, de un pericol imaginar și devenim atunci ofensivi, agresivi, ne punem măști, mințim și facem lucruri imorale pentru a evita o confruntare directă în lumină. Unora dintre oameni, într-un sens așa metaforic, aș putea să zic că le dă lumina în ochi și preferă întunericul, adică nu le prea place lumina. Le place să lucreze mai mult în umbră, pe sub pământ, așa, adică să facă lucruri care știe că n-ar fi aprobate, da? Nu sunt cu voia lui Dumnezeu, nu sunt plăcute lui Dumnezeu și poate n-ar fi aprobate nici de oameni, de cei mai mulți oameni. Să știți că acesta este un mecanism de apărare împotriva unor dușmani ipotetici. Adică dacă tu nu ești cu mine, ești împotriva mea, da? Dacă tu nu mă aprobi pe mine în ce fac eu și mă judeci, mă critici, înseamnă că ești dușmanul meu, da? Așa judecăm noi oamenii, pe premisa asta mergem. Și atunci ce facem? Ne apărăm și ne creăm tot felul de constructuri în minte, tot felul de idei, de nu știu ce, pretexte, ne camuflăm, tot felul de povești ne creăm, da? Sunt mecanisme de apărare. Acum, care ar fi niște exemple de mecanisme de apărare? Negare. Negare. Gândiți-vă la dependenți, da? Alcoolici, dependenții de droguri, de păcănele și alte dependențe. Ei neagă, da? Ei neagă că ar avea vreo problemă. Și ce zic ei? A, eu nu sunt dependent. Eu ți-arăt, eu oricând pot să mă las. Da? Așa își spun ei și se păcălesc pe ei și încearcă să-i păcălească și pe ceilalți. Nu e așa, să știți. Un dependent e dependent. Nu e liber. Gândul lui e numai acolo. Cum să-și satisfacă nevoia aceea? Alt mecanism de apărare este retragerea, adică preferă să se retragă social sau din relație, nu zice nimic, dar intră în carapacea lui, da? E un mecanism de apărare. Nu mai vrea să aibă de-a face. S-a simțit lezat, rănit de celălalt, se retrage, intră acolo în căsuța lui de melc și își vede de treaba lui. Asta este tot un mecanism de apărare, să știți. Proiecția. Ce înseamnă proiecția? Adică gândesc eu, dar proiectez pe celălalt. Și încep să interpretez. A, știu eu că ai zis așa că nu știu ce. Da? De unde să știu? Nu știu ce a gândit ăla, dar gândesc eu așa. Și atunci ce fac? Proiectez pe celălalt. Da? Tot un mecanism de apărare este. Somatizarea. Ce înseamnă asta? Când simțim anumite senzații, stări de disconfort în anumite situații, da? De exemplu, o ceartă poate să provoace, de exemplu, o durere fizică.
M-am certat cu vecina, să zicem, bă, și m-a pognit pe urmă o durere de cap la nivel fizic, m-a durut capul. Ce se întâmplă? Emoția este transformată, procesată de subconștient într-o stare fizică pe care să o percep. Adică corpul îmi spune, hei, camelio, ești pe arătură, lasă-o în pace pe vecina cu ale ei, că nu e duși tu și nu așa, da? Cel puțin nu faci asta din starea asta de nerv și așa. Lucrurile se fac altfel, da? Și atunci zice, liniștește-te, calmează-te, că nu e o chestie bună să te cerți cu cineva. Sigur că este modul corpului meu fizic de a-mi arăta că nu e bine ceea ce fac, această somatizare. Dragii mei, iată că s-a făcut 8 și 5 de când suntem la tâlcuire. Sper că ați rămas cu o idee. Mi-ar plăcea mult să scrieți cu ce idee. Una, da? Chiar dacă ele sunt mai multe, măcar o idee. Așa să scrieți acolo dacă v-a folosit această sesiune cu ceva, dacă darurile speciale, povestea v-a plăcut, tâlcuiți cu ai voștri copii pe marginea ei. N-ați fost cu copiii acum să audă povestea, poate le puneți în reluare acest video, îl veți găsi și pe YouTube și peste tot, pe Facebook și peste tot. Dați share către aceia care știți că ar avea nevoie de și ei de această poveste. Vreau să vă spun ceva, toți avem nevoie de lucrurile acestea. Și cred că dacă aș fi avut și eu mai de mult așa și în familie și părinți și oameni pe lângă mine care să mă învețe lucrurile acestea, nu știu dacă aș fi fost mai deșteaptă sau mai înțeleaptă decât acum, nu, dar poate că mi-ar fi fost așa mai bine. Sau poate dacă mi-ar fi fost mai bine în viață, n-aș mai fi acum aici cu voi. Habar n-am. Vă iubesc, vă îmbrățișez, aveți grijă de voi. O seară frumoasă, o săptămână grozavă, de vacanță, bucurați-vă de vacanță, la mulți ani tuturor măriuțelor, tuturor marinilor, prietenilor, da, și cei care poartă numele Fecioarei Maria, dar și numele derivate de la acest nume. Fiți fericiți, dragii mei, bucurați-vă de viață, de voi și de tot ce ne conjoară. Fiți binecuvântați, seară frumoasă și nu uitați că doar iubirea și unirea salvează omenirea.